Acesta este nou bloc operator al Spitalului Municipal Doboi, format din două săli de operații, aseptic și septic, un bloc operator cu săli de operații moderne, dotate integral cu aparatură nouă, tot ceea ce trebuie pentru asigurarea unui act medical de calitate. Aici este zona de preanestezie, da? Unde pacientul, înainte de a intra în sală, este văzut de medicul ateist. Sala de operație, așa cum v-am prezentat, o sala de operație aseptică. Aici este spălătorul pentru medicii chirurgi. De asemenea, lavoar modern cu senzor, tot ce trebuie. Tot ce ține de sala de operații, lămpi, mes chirurgicale, aparat de anestezie. Aici o să avem a doua sală de operații, da? Poftim, în situație identică. Deci a doua sală de operații, dotată în plus, inclusiv cu aparat de radiologie portabil, da? Pentru colegii de la ortopedie, care vor opera și vor face control radiologic pentru intervențiile pe os pe masă. De asemenea, exact ca și dincolo, cu totul este nou, absolut totul. Și aici este preanestezia pentru pacient, tot ce trebuie. Luni va fi ziua în care cele două secții, secția de chirurgie și secția de ATI, se vor muta în spațiu nou. Uitați cum arată un salon, vă rog frumos, un salon de pacienți, Spitalul Municipal Dorohoi, finalizat în cadrul proiectului de reabilitare a blocului materno-infantil. Investiția în blocul materno-infantil, deci aici au fost două proiecte, un prim proiect cu fonduri europene de reabilitare termică, ulterior cu ajutorul primăriei, cu susținerea și sprijinul domnului primar Alexandrescu și a Consiliului Local, am făcut împreună recompartimentarea tuturor spațiilor medicale, în așa fel încât clădirea să poată desfășura un act medical de calitate. Deci, în jur de 60 de miliarde, 45-60 de miliarde este costul suplimentar față de proiectul inițial. 60 miliarde de lei vechi. Deci este o investiție enormă, dar eu cred că s-a meritat pentru crearea de condiții foarte bune pacienților și medicilor, bineînțeles, persoana medicală să desfășoare o activitate foarte bună și să aibă tot ceea ce le trebuie. Aici, lângă blocul operator, este fiecare, să vă precizez, fiecare salon are grup sanitar propriu, dotat cu tot ceea ce trebuie. Da? Toată secția de chirurgie are 40 de pat, 48 de paturi, iar secția de ATI 15 paturi. Rezervă cu două paturi, de asemenea grup sanitar pentru fiecare rezervă și pentru fiecare paturi noi, medicali, mobilier nou, ai și buvete, sigur, pentru... Sigur. Oxigen la fiecare pat, tot ce trebuie. Paturi dotate cu buton de alarmă, de alarmare, prizele aferente pentru aparatele care trebuie folosite la pacientul respectiv. Uitați, aici avem un izolator pentru pacienți care cu infecții care necesită izolare, un izolator foarte modern, la fel dotat cu tot ceea ce trebuie pentru desfășurarea actului medical. Aici o să fie cam aici, avem, apropo, așa cum e legislația, stați să văd, baie pentru persoane cu dizabilități. Da? Dotate la fel. Baie pentru persoane cu dizabilități. Aici este
Aici va fi camera, deci o cameră, o rezervă pentru pacienți. În momentul când avem foarte mulți pacienți, o putem folosi și aceasta. Etajul 2, bloc operator cu 3 saloane, post-operatorii, totul reabilitat. O să mergem acum pe ATI, secția de terapie, să vă arăt. Probabil pentru tot. Uitați, toate saloanele sunt cu senzori. Uitați paturile, paturi moderni, terapie intensivă, cu tot ce implică aceasta. Cu cardiomonitoare, cu oxigen și gaze și fluide medicale la fiecare pat, cu aparate de supraveghere a pacienților, de monitorizare. Aici sunt zona de terapie intensivă, este zona în care sunt tratați pacienți cei mai gravi. Uitați și dotarea, apropo de paturi, cu tot ceea ce trebuie, deci paturi medicale, medicalizate, ca să zic așa. De asemenea, avem și grupuri sanitare proprii, mobilier nou, aparatură nouă, fiecare pat cu cardiomonitor, fiecare pat cu toată aparatura necesară pentru monitorizarea și tratamentul pacienților cu terapie intensivă. Deci avem 15 paturi, de asemenea și în terapie intensivă am împărțit septic și aseptic, da? Aici sunt și saloanele de aseptic, uitați, poftiți, de asemenea cum arată terapia intensivă. Totul nou, patul noi, aparatură nouă. Deci este o investiție. 10 paturi și am avut 5 latii aici, am unit terapie intensivă într-o singură locație care are tot ceea ce trebuie pentru desfășurarea activității. Aici de asemenea avem un izolator pentru pacient, v-am spus. Aici este un alt grup sanitar. Aici cabinetele medicilor, de asemenea dotate, aranjate, puse la punct tot ceea ce trebuie. A unii medici poftiți. Deci aici ambele aripi sunt chirurgie. Da? Deci aici sectorul aseptic, puteți să chemați la intrare, da? Sectorul aseptic, secție chirurgie, salon 1 cu 2 paturi, cu grup sanitar, cu tot ceea ce trebuie. Aici grup sanitar. Toată măsura aici s-a prins. Camera asistenților au aici, o să desfășoare activitate medicală, partea asta au și grup sanitar propriu, cu dulap de urgență, cu calculator, cu program, cu tot ce trebuie. Totul nou, frigider pentru păstrarea unor medicamente care necesită. La fel, uitați, saloanele absolut noi, făcute impecabil, zic eu. Inclusiv căldura și aerul condiționat vara, aceste convectoare care ne ajută, adică iarna avem cald, și vara avem răcoare. O să avem proiect cu fotovoltaic, scuzați. Avem proiect cu fotovoltaic, da. Aici este un salon mai mare. Uitați-l. Un salon cu 5 paturi, celălalt este cu 2. La fel cu grup sanitar propriu acolo. Bine să nu somnăm. Luni, da, ar fi bine, luni pe 25 vom începe activitatea aici, secția de chirurgie. De asta și sunt aranjate și paturile și pregătit condițiile pentru internarea pacienților. Salonul 4, arăt și următorul salon. Deja colegii
uitați. Inclusiv în saloane o să aducem frigidere ca pacientă să mai, dacă își doresc să-și mai păstreze ceva. Vedeți-mă că sunt mândru de ceea ce am realizat împreună cu primăria, da? Cu primarul Alexandrescu și Consiliul Local. Chiar este, eu ca medic vorbesc acum, nu ca manager, manager e o funcție trecătoare, dar ca medic am realizat în echipă o lucrare extraordinară pentru toți locuitorii județului Botoșan, pentru că reamintesc că Spitalul Municipal de Oradea servește de la graniță un număr foarte mare de locuitori ai județului. Mai mulți zic din Dorohoi, mai avem pacienți din afara orașului. Deci de aparatură vă pot povesti, avem aparaturi de 3 milioane de euro achiziționate recent. Uitați un alt salon. Deci totul este nou, totul este reabilitat, totul este conform standardelor. Cu masă nouă, cu mobilier nou, cu oxigen, cu tot ceea ce trebuie, pacienți operați vor fi pansați în această locație. Aici este un oficiu a fetelor, unde și-au pus deja, și aici s-a făcut mobilier pentru lenjeria curată. De asemenea, avem oficiu și pentru soluții. Da? Aici e tot un magazin și de asta. Aici sala de raport. Colegii medici, deci dimineața avem raportul aici, totul nou și masă și inclusiv vestiare pentru colegii unde să-și țină halatele, totul este nou, totul este nou și frumos. Salonul 1, 2, 4, ăsta fetei, poftiți, o voi las deschise. Salonul 1, la fel, cu grup sanitar, cum am spus. Asta e camera asistenților. De asemenea, unii desfășoară ei activitate medicală. Uitați, ăsta e un salon mai mare. Deci da, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, ăsta e salonul, cred că e cel mai mare din zona asta. Poftim. Exact. Am mergeți până după acolo, că e 6, 4, da, am două saloane de 6, restul de 2, 4. Asta e sectorul septic al secției de chirurgie. Aici e izolatorul, așa cum am spus, fiecare zonă are un izolator pentru cazul cu infecții, da, infecții care sunt, trebuie izolat pacientul, trebuie luat măsuri suplimentare. Deci astea sunt saloane, toate saloanele de pe sector. Salon cu două paturi, bineînțeles, da. O schisecu și bine făcut, o schisecu. Aici este un salon în care vom aduce ecograful, vom pune pat, un camere de consultații, care este inclus de amenaj. E frumos. Asta este secția, sectorul septic. Aici avem magazin de biocide, avem tot ce ne trebuie. Frumos, nu? Și vreau să vă spun că finalizăm, suntem aproape de finalizarea al doilea mare proiect al Spitalului Municipal Dorohoi, după ambulator, care este ultramodern, cu aparaturi moderne, 3 milioane de euro, cu spații, cu cabinete dotate corespunzător și reabilitate complet. Blocul materno-infantil care îl avem aici în spate este aproape de finalizare.
mai avem doar compartimentul primii urgențe la parter, care se lucrează intens și cu calea de acces. Luni 24 noiembrie, secția de chirurgie și secția ATI se vor muta din pavilionul chirurgiei la etajele 2 și 3 în maternă infantil, etaj reabilitat complet, cu ajutorul primăriei, cu sprijinul domnului primar Alexandrescu și Consiliul Local. În această clădire s-au investit foarte, foarte mult. Totul a pornit de la un proiect de eficientizare termic, proiect european, după care, cu sprijinul primăriei și cu resurse alocate de către primărie, am reușit să recompartimentăm, să facem o reabilitare completă cu spații medicale, cu saloane, cu tot ce ține de actul medical dotate ultramodern. Beneficiem în continuare și avem în plan să facem și clădirile care le vedeți încă în stadiu nereabilitat. E vorba de pavilionul chirurgiei și pavilionul intern. Imediat cum secția chirurgiei luni se va muta, va intra în reparații capitale și pavilionul de chirurgie. Acolo, după reabilitare, din luna martie, va funcționa neurologia la parter, boli infecțioase la etajul 1. De asemenea, tot din luna aceasta o să începem reabilitarea pavilionului de interne. Îl vom face treptat pe etaje ca să putem desfășura și activitate medicală în spațiu, să nu închidem complet activitatea medicală. În Spitalul Municipal de Orhoi, în perioada aceasta, s-au investit peste 1.800 de miliarde de lei vechi. Sunt proiecte europene, sunt proiecte în care primăria municipiului de Orhoi a avut o contribuție substanțială de 45 de miliarde numai în materno-infantil. De asemenea, Spitalul Municipal de Orhoi, din resurse proprii în acest an, a reușit să investească, în afară de cheltuielile curente cu actul medical și cu desfășurarea acestuia, 38 de miliarde din partea spitalului pentru tot ce înseamnă reabilitare, bucătării, de asemenea centrală termică, stații de sterilizare în spate, tot prin proiect european. Da? Deci suntem într-o continuă dezvoltare. Vrem să dezvoltăm spitalul și să asigurăm condiții corespunzătoare tuturor pacienților din zona aceasta și să arătăm că desfășurăm un act medical de calitate. De asemenea, avem secția de psihiatrie, avem proiect care îl depunem în această perioadă pentru reabilitare completă și construcții secții de psihiatrie nouă. Valoarea proiectului este peste 500 de miliarde. Sperăm să obținem acest proiect. De asemenea, mai avem un proiect care este acum la faza de proiectare, de DALI, și acest proiect este un proiect îndrăzneț, zic eu, dar dacă o să ne ținem cu toții realizabil, de construcția unui spital nou pe locația actualei secții pavilion de chirurgie. Și este un proiect care noi vrem să obținem finanțare și care am să vi-l arăt și eventual o să știți cam cum o să arate nou spitalul municipal de Orhoi în decurs de 5-7, poate până în 10 ani va fi realizat, așa credem. Nu în ultimul rând vreau să mulțumesc colegilor mei medici, asistenți, personal auxiliar și administrativ pentru tot sprijinul care a acordat acestor proiecte, pentru faptul că au suportat în această perioadă anumite constrângeri. Actul medical s-a desfășurat uneori cu greu, ținând cont că unii spații medicale erau închise, dar cu toate acestea am oferit un act medical de calitate, iar ceea ce urmează va fi un act medical în afară de calitate, va beneficia de toate condiții, pacientul va beneficia de toate condițiile de cazare și de tratament. Suntem în continuare în căutare de medici tineri, medici competenți în specialitățile noastre deficitare și în specialități noi. Mă bucur să anunț că a mai venit un medic chirurg, în perioada următoare mai vine un medic, o doctoriță epidemiolog, o să mai vină un medic de laborator. Suntem de asemenea în căutare și deja avem semnale pozitive pentru medic orelist, medic pneumolog. Deci căutăm medici în toate specialitățile, așa încât pacienții din municipiul de Orhoi și din localitățile arondate spitalului nostru să poată să beneficieze de un act medical de diagnostic și tratament corespunzător în spitalul nostru. Mulțumesc încă o dată
tuturor factorilor care au ajutat la realizarea acestor proiecte, în mod deosebit, așa cum am precizat, primăriei, primarului, Consiliul Local. Am făcut o echipă, zic eu, foarte bună în acești 4 ani jumătate de când sunt managerul spitalului și împreună, repet, împreună am realizat tot ceea ce ați văzut dumneavoastră și care poate fi dovedit în fața oricărui pacient. Vă mulțumesc!